Auzim des că felul în care ne hrănim influențează sănătatea fizică, dar și pe cea mentală. Sunt numeroase studii care arată că unele alimente ar putea crește riscul pentru unele probleme de dispoziție sau de memorie. Discutăm în minutele următoare despre acest subiect cu doamna Anca Lungulesei, terapeut în nutriție, în direct acum cu noi. Bună ziua! Bună ziua, bine v-am găsit! Vedem că apar tot mai multe studii în legătură cu felul în care consumăm anumite alimente. De ce ar trebui să ne ferim? Ce alimente provoacă aceste probleme de dispoziție și chiar de memorie în unele cazuri? Din punctul meu de vedere, cel mai periculos pentru creier este zahărul. Deci carbohidrații, aceștia care se procesează extrem de rapid în organism. Deci tot ce conține zahăr și evident și amidonoase ar trebui să facă parte dintr-o categorie aparte, adică să se încadreze la categoria excepției excepțiilor. Din păcate, alimentația noastră este extrem de bogată și în carbohidrați și evident în zahăr alb rafinat. Multă lume este pasionată de dulciuri și chiar se află în imposibilitatea de a renunța la aceste dulciuri. De ce se întâmplă acest lucru? Pentru că la nivel de creier, din punct de vedere chimic, se creează o dependență. Deci, practic, toate persoanele care încearcă să renunțe la dulce și nu pot, pentru că există la nivel de creier o dependență. Bun. Cum am putea să le înlocuim în aceste condiții? Pentru că sunt cu siguranță modalități în care putem să înlocuim zahărul, dar să nu simțim că l-am înlocuit. În primul și în primul rând, după ce persoana își dă seama de fapt care este aportul de zahăr în dieta zilnică, ar trebui să înțeleagă foarte bine că zahărul în sine nu face rău doar corpului, provocând inflamații, deci faptul că ne îngrașă, ci face rău și creierului. Există o inflamație și la nivel cerebral. Și atunci, inclusiv comportamentul nostru se schimbă din cauza alimentației, pentru că în momentul în care consumăm un aliment, devine chimie în corp și are influență directă asupra a tot ceea ce facem, inclusiv la nivel decizional. Deci atât de puternic este zahărul în viața noastră. Ce ar trebui să facem? În primul rând, să reducem cantitatea de zahăr alb rafinat, să înlocuim cu variante cât mai prietenoase, nu neapărat cu silueta, ci cu creierul, astfel încât să nu creăm o discrepanță între ce făceam înainte și ce facem în momentul respectiv. Pentru că la nivel cerebral se va interpreta ca fiind... Deci creierul va intra pe modulul de avarie, pe modulul de supraviețuire, iar poftele vor fi din ce în ce mai puternice. De fapt, pofta, dacă este să o analizăm, este un mecanism de reechilibrare prin care creierul, în funcție de presetarea noastră, adică de obiceiurile noastre alimentare, te duce întotdeauna la nivelul pe care tu l-ai stabilit. Și dacă ai un nivel foarte ridicat de zahăr, întotdeauna te va trage către acel nivel. Iar zahărul cu siguranță nu este singurul care afectează cumva creierul. Sunt foarte multe alimente și alimentele prăjite și anumite tipuri de carne influențează în mod negativ acest lucru. Ne puteți da mai multe exemple? Sigur că da. Am menționat zahărul ca fiind principala sursă de daună asupra creierului, dar evident că mai există și alte categorii de alimente, cum ar fi pastele făinoase, pâine albă în general, deci practic partea aceasta de patiserie și partea aceasta de carbohidrați care se metabolizează extrem de repede în organism și care până la urmă tot în glucoză se transformă. De asemenea, avem mâncărurile prăjite, margarina poate fi o sursă foarte periculoasă pentru creierul nostru, pentru că conține grăsimi nesănătoase care cresc colesterolul și care la un moment dat lasă daune. Deci, practic, tot ceea ce introducem noi în corp ar trebui să ne fie foarte clar informația asta, devine chimie și ne devine stil de viață. Practic, obiceiurile alimentare ne definesc. Acum, atâta timp cât încercăm, măcar în mare măsură, să păstrăm un echilibru în farfurie și să evităm alimentele periculoase din acest punct de vedere, cu siguranță viața noastră se va îmbunătăți foarte mult. Cu siguranță nu doar alimentele au un efect negativ asupra creierului, și băuturile, fie că vorbim despre alcool sau alt fel de băuturi.
Alcoolul și băuturile carbogazoase în general, care evident că au și ele un adaos de zahăr. Alcoolul se încadrează la această categorie, în primul rând pentru că generează această ceață mentală și practic în momentul în care consumăm, vorbim de cantități mari de alcool, nu vorbim de un pahar de vin, de exemplu, băut în timpul mesei sau după, dar când este vorba despre cantități mari de alcool, generează această ceață mentală în care persoana practic nu mai este atât de responsabilă pe decizii pe care le ia. Deci iată o influență directă între modul în care ne alimentăm sau socializăm și deciziile pe care le luăm. De asemenea, ar trebui să știm un lucru foarte important, faptul că alcoolul în momentul în care ajunge în corp se transformă tot în zahăr. Deci tot acolo ne conduce. Mulțumesc foarte mult pentru această intervenție, doamna Anca Lungulesei, și pentru toate detaliile și sfaturile și recomandările. Cu mare drag!